Lavinia, am revenit și înainte de publicitate vorbeam despre plâns. Dar care au fost cele mai fericite momente din viața ta de până acum? Cred că cele mai fericite au fost momentele în care s-au născut Sara copiii. Și Caius. Da. Da. Cum au fost sarcinile? Ușoare, dificile? Au fost ușoare. Au fost... N-am cu ce să le compar. Au fost diferite? Nu prea, că nu mi-a fost rău nici la Sara, nici la Caius. Poate în primele luni, știu cum se spune, până ajunge să miște copilașul. Ai avut niște brățe? Da, dar nu exagerat de multe. Știu că am mâncat foarte, foarte multe fructe, foarte multe fructe și am și rămas cu obiceiul ăsta. Că eu seara mănânc foarte multe fructe. Și de obicei, na, se recomandă să mănânci fructele în prima parte a zilei sau da, chestii de genul ăsta. Atunci. Păi și cum îmi place ce mai mănânci? Că ești tot timpul ai avut o siluetă subțire și nu ai fost grasă niciodată sau mai plinuță. Da, să știi că mă ajută și problemele mele cu vezica biliară, cum se zice. Serios? Da, nu pot să mănânc gras, nu pot să mănânc prăjit, nu pot să mănânc creme, nu pot să mănânc... Și atunci mănânc cum trebuie și cât se poate de sănătos. Noroc că am voie să mănânc foarte multe fructe, că îmi și plac. Grătare, salate, na, ce să fac? Ai ținut vreodată dietă? Nu cred că ai avut nevoie, dar... Nu, dar... Am avut tot timpul... Grijă. Da, și am avut tot timpul stilul ăsta de viață, știi? Să mănânc disociat, ca să-mi fie cât mai ușor de digerat. Ok. Și atunci aș putea spune că e o dietă perpetuă. Păi da, că de fapt ăsta e secretul. Toți nutriționiștii spun că trebuie să fie un mod de viață, că o dietă e pe termen scurt. Că altfel ce? Ai ținut o dietă 10 zile, ai slăbit cât ai vrut sau ai ținut-o 2 luni și ai slăbit? Și dacă revii la obiceiurile anterioare, degeaba. Exact. Sport faci? Fac și fac eu acasă. Ok. Îmi place și să umblu, nu se pune problema. Unii și-ar dori, adică Andrei și-ar dori să umblu mult mai mult, că lui îi place. Nici chiar atât cât și-ar dori el. Fac eu acasă. Nu-mi place să mă duc la sală, să se întoarcă toată lumea, mai ales că acum a ieșit cu telefoanele. Nu știi, îți amintești ce a pățit săracul Emil Boc? Da, mi-amintesc. Și totuși era premier în funcție. Dar ce-a pățit SPP-ul? Totuși, n-a fost ok. Nu. Da, a fost urât. La sală. Da. Ce părere ai despre intervențiile astea de estetică? Ai? Ți-ai făcut? Nu am. Nu, n-a Pentru fost că cazul. Foarte bine acum, de aceea te întreb. N-a fost cazul. Sigur că merg la tratamente cosmetice, mă tot duc la tot felul de tratamente, că îmi place să mă îngrijesc și ne place să ne îngrijim. Dar, cu siguranță, după o anumită vârstă, cu condiția să nu exagereze, femeile e bine să mai apeleze la câte ceva, dar, repet, să nu exagereze. Pentru că riscă să strice în loc să... Să îmbunătățească ceva. Și până la urmă, nouă ne plac lucrurile care... Sigur, ne plac lucrurile frumoase. De aceea e bine să aibă grijă de ele și să apeleze la ultimele descoperiri în materie, cu condiția să... Rămână tot ele, să nu-și piardă trăsăturile naturale, să Cunoaștem nu-și cazuri multe modifice prea mult fizionomia. Sau, dacă vor să fie altcineva, să-și modifice fizionomia și oamenii se vor obișnui cu noua persoană, cu noul personaj. Nu e o problemă. Nu văd o problemă aici. Cu condiția să nu exagerăm. Să nu exagerăm. Ce-ți place să faci? Ce hobby-uri ai? Păi, îmi place să citesc foarte mult. Mai ai timp? Știi că în ziua de astăzi, vezi tu, viața este foarte repede înainte, să zic așa. Și o femeie are multe de făcut. Trebuie să fie și mamă, și soție, să aibă și carieră. Pentru că dacă nu ai carieră și te ocupi doar de casă, stă pe banii soțului. Dacă are doar carieră, nu face copii,
nici așa nu e bine. Și știi că mi se pare că o femeie este așa multifuncțională, nu știu, e destul de complicat. Și trebuie să fie multifuncțională. Nu se pare că e prea mult pentru o femeie? Pentru femeia din ziua de astăzi. E enorm, pentru că ea trebuie, trebuie să fie și frumoasă și deșteaptă, că dacă e doar frumoasă și nu e deșteaptă, săraca. Trebuie să se așa, și îngrijească, trebuie să fie în pas cu tot ceea ce se întâmplă. Acum să fie și cu ochii în bibliotecă, dar și pe Insta. Exact. Cu ultimele, corect, la curent cu ultimele apariții. Să fie și o mamă desăvârșită, că da, după aceea să se joace cu copilul, să îi arate copilului și nu știu ce nebunie acolo pe tabletă, dar să să-i să facă și o mâncare, pe urmă să meargă în bucătărie, să gătească, să lase bucătăria lună, ea să aibă părul aranjat, să fie coafată, să fie, da, machiată, să fie așa, parfumată, nu se miroase, da, ceapă prăjită, rântaș și acea gătită acolo în bucătărie. Da, și când ajunge, și eventual să mai meargă și la o emisiune seara, da, invitată, și pe urmă când ajunge soțul acasă să zică, ei, și acolo îți dai seama că... Și când ajunge soțul acasă, are treabă cu soțul în dormitor, că... Da, acolo îți dai seama că... Și atunci nu poți să spui că mă doare capul și sunt obosit. Nu, absolut, soțul trebuie să-ți fie un partener, adică să împarți cu el toate astea. Știi, să fie lângă tine și când e vorba de copil, să fie lângă tine și când e vorba de bucătărie, hai să facem împreună. Pe mine m-au surprins anumite declarațiile unor persoane publice feminine care nu sunt de acord ca partenerul să se implice, de exemplu, că nu sunt de acord, adică lor le se pare normal ca partenerul să nu se implice, de exemplu, în creșterea și îngrijirea copilului, mai ales când e mic. Se tem că cine știe ce o să iasă. Nu știu care trebuie să fie mai... Că nu, spun că e mai puțin bărbat. Grijulii când nu, ce-o ales partenerul. Că e mai puțin în bărbat dacă... Dacă schimbă un scurt, da, sau dacă merge și face cumpărăturile de la supermarket. Ce să spun? Adică ia din masculinitate. Cred că ele se tem de fapt că nu o să cumpere soțul ce trebuie. Să-i fac o listă și nu mai trebuie să o facă pe hârtie, eu dau pe mesaj pe WhatsApp. Că se întâmplă. Mamă, deci da, ce mi-ai adus? Nu asta ți-am zis să aduci. Păi n-ai spus că... Bine. Da. Și atunci trebuie să-i faci și poză din asta, din asta. Eu vreau să zic că îți mărturisesc că Mădălin, când mai face cumpărături, așa, vine cu jumătate din fructe stricate? Nu prea într-o stare, în cea mai bună stare. Pentru că dacă le facem de la piață, hai să zicem că le mai alegi, dacă se întâmplă să le facă din supermarket, unele, da, sunt ambalate și nu le vezi așa prea bine. Noi femeile avem un spirit așa al detaliilor mai pronunțat. Le luăm pe, da, cele din spate de pe raft, în general. Mai întorc cutia, da, transparentă, mă uit, de exemplu, cele niște afine. Cele din spate sunt puse mai... Sunt mai proaspete, da, de fapt. Sunt mai proaspete și atunci sigur că se pun acolo ca să se cumpere întâi cele care, da, expiră peste o zi. Da, o să explic, da, ce să facă eu, să nu se mai întâmple lucrurile astea. Așa. La mine, să știi că a venit momentul. Am ajuns la cutii? Am ajuns la cutii. Așa. Ne pregătim. Vreau să-mi spui cu care dintre cutii vrei să începi. Cu cea roșie. Bun, deci cu cutia sufletului. Da. Bun, atunci te invit să o deschizi. Așa. Citește întrebarea. Da, pot? Da, te rog. Să o arăt și la cameră, nu? Exact. La care cameră? E bine, tu are camera grijă. Da? Da. Are camera grijă de, da, mine. Întrebarea este... Dacă l-ai iertat pe fostul tău soț. O, da. Da. Sigur. Cât timp ți-a luat? Nici nu știu cum să zic. Suntem foarte buni prieteni și e un om la care nici nu știu dacă mă gândesc. Am și uitat că am fost supărată, pentru că am reușit amândoi să facem ca lucrurile să funcționeze atât de bine astăzi și sare atât de bucuroasă de familiile pe care le are, încât nici nu se pune problema
că aș... am și uitat că am fost rădat. Dar la momentul respectiv, cel mai mult ce te-a rănit? Faptul că, nu știu, că poate s-ar fi dus cu alte femei sau poate că a făcut alte gesturi care te-au rănit? Poate că atunci m-a durut cel mai mult că, uite, nu am reușit, că asta e. Nu am reușit să am eu căsnicia aia pe care am visat-o când eram mică, știi? N-am reușit să o am. Și uite, în loc să fiu așa că am povestea, la tine? Că am povestea mea, sigur că te gândești că e o problemă la tine. Întotdeauna e o dublă problemă. Da, întotdeauna. Nu e doar între cei doi vinovați pentru vină. Eșec. Întotdeauna. Atunci când nu funcționează ceva, responsabilitatea, nu vină, responsabilitatea e la amândoi. Ce vrem acum? Să ne scoatem ochii sau să mergem mai departe? Am ales să mergem mai departe. Dar sigur că te gândești, măi, de ce eu? De ce mie? Dar poate că Dumnezeu are cu mine un plan. Ia să-l las pe El să se ocupe mai departe de mine și de planul ăsta. Așa a fost bine. În perioada aceea ai avut, nu știu, momente de genul, nu știu, certurile care presupun că au existat. Nu, dar nu-mi place să se certe. Și cum? El, și nu te enervai mai rău? El nu se ceartă, el nu vorbește. Păi și nu te enervai mai rău? Păi te enervai, dar dacă îl cunoști... Dar nu aveai ce să faci. Dacă îl cunoști, atunci nu mai insiști. Deci lui nu-i place să se certe, nu se ceartă. Și Andrei? Nici el. Nici deci el. Aici am nimerit. Nici el. Nu știu, există bărbat când să-i placă. Dar măcar deja cu Andrei, știi, poate și pentru că suntem la o anumită vârstă deja. Da, adică da. Am trecut prin multe, numai deja râdem și spunem, mă, ție nu-ți place să te cerți, deci să renunți la povestea asta, nu? Și zice, vezi că știi. Păi zic, da, văd. Și râdem amândoi și mergem mai departe. Adică am ajuns așa cu Andrei. Chiar nu ne certăm, chiar nu mai punem la suflet toate nimicurile, că na, am învățat din trecut. Ce ai învățat din trecut să nu mai faci în actuala relație? Cred că am învățat să nu mă supăr, chiar la asta mă gândeam zilele trecute, am învățat să nu mă supăr din nimicuri, din lucrurile mărunte, pentru că ele trec, ele pe moment mi se par extrem de importante și faptul că nu le rezolvăm atunci, da, ne fac să simțim că, domnule, efectiv, gata, a ajuns dacă nu rezolvăm să fie atunci, incendiată din cauza, da, asta. Nu. Crezi că multe situații peste trebuie să le lași așa să se, da, rezolve de la sine? Știi cum se spune? Dacă vrei să fii fericit o zi, răzbună-te. Dacă vrei să fii fericit o viață, iartă. Iartă. Mă supăr și eu în fiecare zi, mă supăr pe câte un nimic pe Andrei, că l-am sunat și nu mi-a răspuns. Că unde a fost? Că trebuia să mă-l întreb ceva și el n-a răspuns, că n-a văzut telefonul. Că... Sau nu și-a pus la... iar nu și-a pus la încărcat telefonul, iar i s-a descărcat, iar n-a... Și când mă zic, auzi, dar de ce să mă supăr? Pentru ce? Câștig ceva? Nu. Hai să râdem și să mergem mai departe. Ești geloasă? Asta am învățat. Am învățat să nici nu fiu geloasă. Ai fost? Cred că eram. Dar n-ai observat și tu că odată cu trecerea timpului... Da, se așează lucruri, devii mai înțeleaptă. Da. Și oricum, dacă e să se întâmple ceva, oricum se întâmplă. Da, dar mai bine să nu te gândești la asta și nu atragi. Da. Știi? Da, e bine ce spui. Ce vreau să te mai întreb în legătură cu cum să gestionezi, cum trebuie de fapt să te porți cu bărbații, ca să fie bine. Așa, o chestie general, din ce ai învățat tu, da, din experiența proprie. Știi cum trebuie să te porți cu bărbații? Trebuie să fie lugu-lugu sau nu, să fii fermă? Trebuie să te porți după principiul elasticului. Așa. Da, e foarte interesant. Ia zi-mi. Elasticul funcționează în felul următor. Atunci când tu te îndepărtezi... Da... E ca și când ar fi un elastic între tine și el, tu te îndepărtezi, el vine spre tine. Da? Că îl trage elasticul. Când tu te apropii, se îndepărtează el. Deci, să reușești așa tot timpul să îl atragi cu câte ceva, să îi pari tot timpul undeva, unde sus,
unde el să se uite cu admirație, să parcă ești tot timpul acolo. El se apropie, ești lângă el, până iarăși te îndepărtezi, iară vine el lângă tine și tot așa. Așa e cel mai frumos. Ok. Doamnele, cred că și-au notat rețeta. Principiul elasticului. Înainte să trecem la cutia aurie, te mai întreb ceva. Ai fost vreodată victima violenței domestice? Nu, Doamne ferește. Nu, n-am fost. Dar asta nu înseamnă că nu există foarte multe cazuri. Bine, de aceea te-am și întrebat. Și spun, violența domestică apare acolo unde, sigur că există și altfel de și accidente în situații în care lucrurile nu stau chiar așa cum le voi prezenta eu acum, dar violența, excepție, dar de la violența domestică apare în momentul în care avem de-a face cu persoane, nu vreau să spun mai puțin educate, dar cam așa e, care învață mai puțin, care citesc mai puțin, care nu stau toată ziua cu nasul în cărți. Da. Și poate vin și cu o educație precară din Așa este. E vorba și de familia din care provin, dar foarte mult contează educația, foarte mult contează, cum spunem noi, bibliotecile pe care le-ai citit. Da? Pentru că un om citit, un om instruit, un om pregătit, un om că nu ajunge acolo. Nu. Bine, există și excepții, exact cum ai spus. Sigur că există și excepții, dar da. Eu mi-aduc aminte că tata îmi spunea... Dar trebuie să deschidem, dat, avem 3 minute. Deschidem și cutia galbenă. La un moment dat tata îmi spunea, eram eu prin liceu, că nu o să-mi dea voie, că eu trebuie să fac facultate, îți dai seama, da. Și nu o să-mi dea voie să mă căsătoresc cu băiat fără facultate, ca să nu mă bată. Ah, foarte tare. Am înțeles. Deci, rezumat tot... Aveai o colegă la școală care era așa o profesoară și... Da, cutia aurie. Așa. Slavinia. O întrebare despre așa. Bani. Spune tu. Așa. Da. Cu ce avere ai rămas în urma divorțului? Nu am făcut niciun fel de partaj de pe urma divorțului. Nu. N-ați avut ce împărți? Efectiv. Adică n-ați dobândit bunuri în timpul căsătoriei, căsniciei? Da, pentru că ideea a fost în felul următor. În momentul în care s-a strâns ceea ce s-a strâns la nuntă. La nunți. Am considerat că... La nunți, da, cel trebuie. Da. Am considerat... Au fost generoși de... invitații. Da, așa este. Ați strâns ceva bani. Am strâns, sigur. Am fost de acord ca Darius să se ocupe de banii care s-au strâns, să investească, să... Au fost vreo 700 de mii de euro, era... cred, dacă facem un calcul. Dacă au fost 3 nunți? Da, au fost destul de, chiar mai mulți. Chiar mai mulți, da, nu știu, da. Prin presă au fost. El fiind economistul în familia noastră, este artista și, da. Și jurnalist, dar el fiind economistul, el a rămas să se ocupe așa. Pe urmă au apărut toate problemele pe care, da, le-a, avut care în... le-a avut, cu sechestre, cu fel, da, de fel. Era culmea în momentul ăsta, eu să mă apuc să... Păi și acum nu pot să... Cerceți-se cu bine? Știi cum e? Nu știu, parcă... Oricum, mi s-a părut că lui s-a făcut o foarte mare nedreptate. Foarte mare, adică niște abuzuri. Poate la un moment dat o să... Eu n-am vrut să intrăm foarte mult în acest subiect, dar foarte dacă vrei vreodată putem și, să-l abordăm. Și nu doar lui, adică... Na, român, războiul român-român, cum spune, da, Dan Chiriac. Cred că ești singur. Eu n-am mai auzit cazuri ca o femeie după divorț să nu rămână cu ceva. Adică dacă chiar au ce să împartă. Da, cum să fie așa înțelegătoare și... Am înțeles că a fost o situație dificilă atunci. Da, nu ai cum să nu fii știind. Dar până la urmă au fost niște ani. Adică... Da, și... eu mi-am văzut de meseria mea. Eu fac Ești o persoană bogată, avută? Dacă stau să mă gândesc la Sara și la Caius, da. Nu, vorbeam din punct de vedere financiar. Da. Te întreb rapid că mai avem un minut și de asta... Cum e? Important nu este ceea ce ai și să ai mulți bani. Este important să fii fericit cu ceea ce ai. Și eu sunt fericită cu ceea ce am.
Uite, în această notă încheiem interviul nostru, emisiunea. Mulțumesc mult de tot, Lavinia. A fost o plăcere. Și aș vrea să ne revedem, poate cu mare drag, și cu altă ocazie să mai povestim. Mulțumesc. Cu mare drag, eu îți mulțumesc mult. Vă mulțumesc, dragii mei. Ne revedem data viitoare.